aveți. De ce am ales liceul dumneavoastră ca să facem o oră de educație juridică? Pentru că, cum v-am spus, în acest liceu m-am format și pe această cale eu pot să mulțumesc instituției care este judecător Cristi Dănileț, care este judecător, membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Este în sală împreună cu noi și doamna judecător de la vicepreședintea al Tribunalului Bihor, doamna Crina Munteanu. Iar când spun Tribunalul Bihor, nu este tribunalul pe care știm noi în Beiuș, pentru că toată lumea știe de Tribunalul din Beiuș. În Beiuș nu este tribunal, este doar judecătorie, tribunalul avem la Oradea, iar doamna este un reprezentant de la Tribunalul Bihor. Bun. Vreau să-mi spuneți câți dintre voi... Spuneți-mi câți dintre voi ați încheiat astăzi un contract? În căști alimentare în puterea școlii? Da. Și ați fost să cumpărați un corn, un copric? Da. Da? Deci ieri ce ai făcut ieri? Ai cumpărat un copric. Și din punct de vedere juridic, cum crezi că ai făcut din punct de vedere juridic? Am mâncat bine. Am mâncat bine. Acordul de voință înseamnă încheierea unui contract. Ce alte contracte credeți că încheiați voi în mod curent? Să vă dați seama atât de des. Aveți bibliotecă în școală? Probabil. Ei, din când în când o să mergeți și la biblioteca școlii, pentru că noi am adus un manual, împrumuta acest manual spre studiu. Înseamnă că veți face un contract de împrumut cu școala. Școala vă va da cutitul de repede. Acesta este din nou un contract pe care voi îl încheiați. De ce? Pentru că voi deja câți ani aveți... După aceea ați văzut și colegul, da? Exact. Exact. Plata prețului la un magazin acumulează o sumă de bani care merge la bugetul de stat, statul care vă plătește pe... Mai aveți situații în școală pe care le cunosc, beneficiarul vostru, în acest caz, merge la notarul public și dă o declarație de proprie răspundere, spune el că nu realizează niciun fel de venit. Bun, până aici toate bune și frumoase. Ce se întâmplă dacă părintele dumneavoastră minte în fața notarului public, notarul nu are cum să dacă amintiți, el a dat o declarație autentică cu care declarație din acel director îl investigează și școala plătește tot. Să vă spun eu acum ce se întâmplă cu cei care intră în conflict cu legea penală. Dar mai întâi de asta, doamna Novac v-a spus că eu sunt judecător. Știe cât cineva dintre voi ce este un judecător? Ce face un judecător? Da, dar spune tare, se aude toată lumea. Judecătorul dă verdict. E corect? Bun, atunci ce face procurorul? Acuză. Așa, caută dovezi, acuză. Ce face avocatul? Apără. Ce înseamnă să apere? Că și portarul la fotbal apără. Apără acuzatul, dar și victima. O să ai și victima, da? Și ce înseamnă că apără acuzatul? Adică o scoate nevinovat, nu? Adică cine are avocat, ia automat devine nevinovat. Nu? Dar cum? Ce înseamnă să apere o persoană? Așa, deci s-ar putea ca avocatul să descopere niște nereguli în dosarul instrumentat de procuror și să arate judecătorului că ceva nu s-a instrumentat cum trebuia, nu s-a analizat bine. Haideți să vă spun că voi aveți o problemă. De exemplu, cineva vă agresează, vă lovește, la școală sau pe stradă. Ce puteți face? Care sunt posibilitățile voastre? Depuneți o plângere. Adică dacă un coleg de-a dumneavoastră vă dă o palmă peste fund, voi vă duceți cu plângere la poliție, da? Nu-i dați și voi o palmă înapoi? El îți dă o palmă, intră și tu o palmă. Că ce o să fac? Până te ajungi la poliție, până te iau poliția? A? Auzi, colega zice că ar fi legitim apărare. Dacă el îți pune mâna pe fund, îi pui și tu mâna pe fund, deci... Deci, atenție mare! Legea spune așa, în actele de agresiune fizică, victima este întotdeauna cea care are posibilitatea să depună o plângere. Codul penal, ați auzit de coduri? Da. Ia dați-mi exemplu de niște coduri. Codul poștal, codul morse, hai, adică, codul de bare, bravo, codul peștele ăla care se numește cod, da? Mai avem și alte fel de coduri. Codul penal, codul civil, codul de procedură, codul muncii, codul rutier, codul aerian, codul vamal, o să o grămadă de coduri, codul fiscal. Iată, v-am spus, cred că vreo 7 sau 8. Atenție, sunt niște legi foarte importante în care scrie ce trebuie să facem atunci când suntem agresați. Într-un astfel de cod, numit codul penal și vi-l arăt acum. Nu, ia uite cât e de gros. L-ați citit vreodată? Aici scrie că victima, atunci când e agresată, poate să depună o plângere.
de 3 luni la poliție. Dar colega a spus, păi, legitimă apărare, dacă nu am dat o palmă, trag și o palmă. Ce-i cu legitimă apărare asta? Știi cineva? Deci legal, codul îți spune, te duci la poliție și depui o plângere. Și poliția, pe urmă, te cheamă pe tine autor, te cheamă pe tine victimă, discută cu voi, vede ce s-a întâmplat. După aceea face dosarul penal, da? Dar legitimă apărare ce este? Cine știe? Dar fi înainte să se ceva. Așa. Dacă cineva amenință să aibă, deci el se pregătește să-ți dau o palmă și tu, plop, ești mai rapid, legitimă apărare. Ai voie să te aperi când ești atacat, dacă ești pus în pericol. Tu, o altă persoană sau bunurile tale. Dar atenție! Nu dacă cineva te agresează pe tine, poți și tu să-l agresezi pe el, pentru că asta se numește răzbunare. Iar în caz de răzbunare, amândoi veți avea dosar penal. Și ăla care agresează primul, și ăla care agresează al doilea. Deci ca să fiu în legitimă apărare, trebuie să fiu pus în pericol, în pericol grav. Bine? Deci unul, n-avem voie să ne răzbunăm. Doi, dacă el îți dă o palmă, tu scoți cuțitul și l-omori. Păi eram legitim apărat. Nu? Avem voie? Nu. Ceva ne spune că nu e regulă. Nu? Ceva, nu știm ce. O să vă zic eu imediat. Dar voi simțiți că nu e regulă. Sau, unul vine cu cuțitul, poate să fie un cuțit de jucărie, voi scoateți pușca și l-am omorât. Și domnule, eram legitim apărat, că altfel mă omora. Iar vă spune ceva simțul vostru, vă spune că ceva nu e regulă, nu? Ei, legea, și iar mă întorc la codul penal, la rămurește cu legitima apărarea asta și spune că întotdeauna apărarea trebuie să fie proporțională cu atacul. Deci dacă ăla vine și îți face un rău minor, asta înseamnă că nu ești în pericol. Dar că atunci când agresiunea este una mică, tu nu poți să răspunzi cu o agresiune mare, inclusiv să-i aduci atingere vieții. Adică, de exemplu, să-l bate foarte grav sau să-l bătămesc foarte grav sau să moară. Ne-am lămurit? Deci mai puțin cu legitima apărare lucrăm, numai când suntem în pericol. Dar cel mai bine, sfatul meu, este atunci când sunteți în pericol, fugiți. Nu stați să o încasați și nu stați să o dați înapoi. Și mai mult, băieți, nu vă încăierați. Pentru încăierare vă luăm pe toți. Venim cu poliția și vă luăm pe toți. Bine? Nu ne interesează cine a început primul și cine nu. Deci la încăierare toată lumea este luată de către poliție. Am zis, facem plângeri la poliție. Și poliția ce o să spună? Îl invită pe victimă, îl invită pe autor, discută cu ei, stabilește cine a început, de ce au atacat și așa mai departe. Dar lucrurile astea nu sunt suficiente. Pentru că întotdeauna trebuie să ai dovezi. Știi cineva vreo dovadă? Cum putem dovedi un act de agresiune? Cum actor? Altceva. Un certificat medico-legal, ce înseamnă asta? Am un act de la medic prin care se atestă că am suferit niște răni, dar nu spune rănile sunt de la Popescu, nu? Că am suferit niște răni. Vine martorul și spune, l-am văzut pe Popescu care a lovit-o pe Gicuța, da? Alte dovezi, mai știm? Așa, o înregistrare video. S-ar putea că atunci când sunt pe stradă, într-un loc public sau într-o instituție publică, să am o filmare și atunci judecătorul și procurorul vor căuta adevărul utilizând și astfel de mijloace. Corect? Bun, după ce polițistul a stabilit cine ce a făcut și de ce a făcut, ce face cu dosarul? Unde se duce? La procuror. De ce? Ca procurorul să analizeze dacă într-adevăr fapta a fost atât de gravă încât trebuie sancționat agresorul. La un moment dat, procurorul o să spună, poate să spună că e pentru prima dată, fapta nu e așa de gravă, îl iertăm, îi dăm o amendă. Dar, dacă fapta este gravă și agresorul trebuie sancționat, adică să-i se aplice o pedeapsă, trebuie să trimite la o persoană care stabilește acest lucru și este judecătorul. Doar judecătorul în România poate să aplice pedepse. Ce este aia o pedeapsă, știți? Să stai cu mâinile la colți. Nu? Nu ți-ai făcut tema, ai încălcat. Chiar așa, ce pățiți voi dacă nu vă faceți tema? Nu pățiți nimic? Nu se mai dau teme, pe vremea mea se dădeau teme la școală. Dar dacă chiuliți de la școală, ce se întâmplă? Absențe. Și dacă aveți, câte absențe aveți voi? Nici o absență n-aveți voi să faceți. Cum? Aveți voi să faceți 10 absențe? Aveți dreptul la absențe? Deci, dar dacă le absentați de mai multe ori, de 10 ori, ce se întâmplă? Scade nota la punctaj. Dacă le absentați de 40 de ori? Nu, 40. Dar sunteți dați afară la 40 de absențe. Unde scrie lucrurile astea? De unde știți? Așa, deci există un regulament. Ce este regulamentul? Este o lege.
în sensul lat. Este o lege, adică o obligație pe care noi o avem când desfășurăm activitate. La școală avem un regulament după care ne desfășurăm activitatea. Bine? Pe stradă când mergem, conduce cineva mașină? Scooter aveți? Mașină? Bun, câțiva dintre voi. Ce lege respectați când mergeți pe stradă, când circulați cu autoturism? Așa, codul rutier. Este o lege a circulației. Acasă respectați ceva legi? Ce lege respectați la acasă? Adică reguli, în sensul ăsta, reguli, regulamente. Dați-mi exemplu de niște obligații pe care le aveți la acasă. Spune tare. Să vă ajutați părinții, cam general așa. Altceva. Să vă faceți patul, să vă faceți curat, să nu dați drumul la străini, alte temele, alte reguli pe care le aveți acasă. Să nu dați foc la casă, la mai mult. Așa. Ce se întâmplă când încălcați regulile stabilite de voi sau de părinți? Primiți pedeapsă. Dați-mi exemplu de o pedeapsă pe care o primiți acasă. Așa, ți se confiscă, de exemplu, telefonul, nu ești lăsat la întâlnire cu prietenii, altceva. Nu primești bani. Nu ți primești bani, nu te duci în vacanță, nu? Așa. Deci, peste tot, atunci în situația în care avem o regulă, întotdeauna avem și o sancțiune pentru nerespectarea ei. Este și firesc. Dacă conduci băut cu mașina, și ești prins, și ești prins, ți se face dosar penal, pușcăria te mănâncă, și ai cazier, adică o evidență oficială în care apar faptele astea rele. Și niciodată nu se poți fi judecător, procuror, polițist, militar, agent de serviciile speciale sau pilot de avion. Nu poți, pentru că ai cazier. Pot? Așa. Deci dacă conduce băuți, suntem sancționați. Dacă intru pe Facebook sub plapumă, când părinții mi-au spus să doar și eu eram sub plapumă și trimitea mesaje, îmi confiscă telefonul, da? Dacă la școală ciulim, se scade nota la portare. Dacă îi trag la o palmă, nu mi se trage o palmă, ci primesc o pedeapsă. Deci nu avem voie să ne răzbunăm. Doar în evul mediu, cei care comiteau niște fapte rele erau schingiuiți, bătuți, biciuiți, spânzurați, speriați, tăiate membri și așa mai departe. Dar nu mai avem voie pedepse corporale. Nici la școală nu aveți voie să fiți bătuți de profesori. Nici judecătorii cu băbat, nici polițiști, nici procurori. Nu avem voie. Dacă am comite lucrurile astea, am comite noi infracțiuni. Și atunci luăm legea. Și legea spune așa. Pentru fapta de lovire îți dăm atâtea amendă sau atâția ani de închisoare. Pentru fapta de omor îți dăm 20 de ani de închisoare. Nu spunem biciuire, nu spunem tăierea capului. Pedeapsa capitală nu există în România. N-avem voie să omorâm oameni, indiferent cât de grave ar fi faptele pe care le comit. Dacă vine unul cu o mitralieră și se cere toți copiii din școala asta, n-avem voie să-l omorâm. Deși fapta este abominabilă, extrem de gravă. Dar trebuie să ne închidem în închisoare. Pe câți ani? Cât spune codul penal? Pentru astfel de faptă gravă, te închid pe viață. Ce înseamnă pe viață? Nu mai ești până mori. Nu mai ești. Prin urmare, noi judecătorii suntem obligați să aplicăm legea. Dar trebuie să vă spun un secret. Iar voi sunteți obligați să o cunoașteți. Ați deschis vreodată careva codul penal? Da? Uite, să-l iei de acolo, de pe masă, și să-l dai să se uite toți copiii ce înseamnă codul penal. Ceilalți care n-ați deschis codul penal, înseamnă că nu știți ce aveți voie să faceți și ce să nu faceți. Așa e? Deci, de exemplu, voi n-ați auzit niciodată de fapta de furt, că n-ați deschis codul penal. N-ați auzit de lovire, că n-ați citit în codul penal. Nu știți ce e abuzul de încredere, nu știți ce e tihăria, nu știți ce e violul, nu știți ce e omorul, nu știți ce e fals. Așa e? Le știți sau nu le știți? Astea sunt fapte dure sau fapte rele? Avem voie să le comitem sau nu? Și cu toate astea, deși voi n-ați deschis codul penal, știți că aceste fapte sunt rele. De unde le știți? 7 ani de acasă. Bun. Deci părinții tăi sunt judecători, procuror sau procuror. Deci au spus asta. Să aveți un cod penal pe noptieră și fiecare seară îl citiți, nu? Deci 7 ani de acasă. Foarte bun răspunsul. Alte reguli, de unde le învățați? De la televizor. De la școală. De pe internet. Bravo. Din grupul de prieteni, când vă hotărâți împreună să spargeți o casă, tocmai a stabilit o regulă. Tu stai de bază, tu intri pe acolo, nu? Ca să iau penalul, spun, dă penalul, nu mi-l dă, dă penalul, nu mi-l dă. Și atunci îi trag o bană și o bană. Sunteți minori care răspund. Și atunci puteți ajunge în fața unui judecător, dar ce asocia cu privirea ordinii? Una este, îi atenționează pe părinți, ai părinți și copilul mai pentru societate și eu trebuie să te iau de acolo de unde ești, din familie, de
trei copii de la școală și să te duc într-un loc special, într-un centru de detenție pentru minori. Care noi nu spunem în vizual, fapta de viol. Viol înseamnă o relație intimă neconsimțită. Cineva abuzează de copii cu orice parte a corpului lui sau cu un obiect. Prin urmare, orice intromisiune în corpul nostru a unei altă, putem pași de urmat în utilizarea afectului. Cu toții știm că așa de parola prietenului, să vedem dacă vorbește cu colega de banca noastră, nu e ceva că această faptă nu e în regulă. E adevărat? Da. Prin urmare, atunci nu se simte așa familiar. Mare lipsă. Acolo nu se simte așa mare lipsă, da? Le ia ca o sursă de vin pentru ceai. Așa, le ia, practic, o sursă de viețuire, aș putea spune, nu mai depinde, da? Așa? Deci cineva este să merge și la părinții voștri și să le spuneți că există legi pe care trebuie să le respectăm și la frații voștri și atunci când aveți o problemă cu legea, să vă duceți să anunțați persoanele care știu legea. Iar domnule judecător, pentru prima dată la Beiuș? Am fost la colegii de la judecătoria Beiuș acum câțiva ani de zile, dar astăzi am venit în mod special pentru copiii de la Liceul Pedagogic din Beiuș. Care a fost principalul subiect pe care l-ați abordat cu elevii de la Liceul Vocațional Pedagogic Nicolae Bolgaș? În mod regulat, judecătorii din România vin în școlile și liceile din țară pentru a discuta cu copiii câteva noțiuni minime despre drept, despre lege și despre justiție. Sunt, hai să le spunem, un fel de lecții, de discuții despre educația juridică. Cred că copiii trebuie să înțeleagă că de la 14 ani ei pot răspunde penal, de la 18 ani ei devin adulți și au toate drepturile și obligațiile necesare. De la obligația de a respecta bunurile celorlalți și persoana celorlalți până la a nu-i jigni și a le respecta în general demnitatea. Sunteți unul din promotorii educației juridice în școli. Am făcut acest proiect în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, ca membru al Consiliului, unde în urmă cu 2 sau 3 ani de zile am încheiat un protocol între Ministerul Educației, Ministerul Justiției și Consiliul Superior, prin care să permitem accesul judecătorilor și procurorilor în școlile din România și licee și de asemenea copiilor să le permitem accesul în instanțele din România. Scopul nostru este unul de a sensibiliza copiii și profesorii și de asemenea de a-i face să înțeleagă că există legi care trebuie respectate ca să fim liberi și există organe ale legii care trebuie și ele respectate în ceea ce privește autoritatea lor. De asemenea, insistăm la faptul că educația copiilor este foarte importantă, ei trebuie să respecte părinții și profesorii, la rândul lor adulții trebuie să respecte copiii și cred că fiecare dintre noi trebuie să trăiască într-o societate mai bună și o poate face dacă își cunoaște drepturile. În cadrul activității de astăzi le-ați dat copiilor și o broșură cu legi. Da, împreună cu Poliția Capitale am scos o broșură, unde lege nu-i tocmeală, în care explicăm pe înțelesul copiilor principalele norme din codul penal. Urmează ca undeva în această toamnă să scoatem o a doua broșură cu privire la toate drepturile pe care copiii le au, de la drepturile de protejare a vieții și bunurilor până la regulile de conviețuire în familie, în societate, în mijloacele de transport în comun, regulile de protecție a consumatorului și inclusiv regulile de dreptul muncii. Pentru că atunci când suntem copii, între 14 și 18 ani, uneori avem drepturi și obligații pe care poate unii dintre noi nu le cunosc. Și atunci am spus, noi profesioniști avem cumva datoria să le explicăm pe înțelesul copiilor și toate materialele acestea sunt disponibile și online, gratuit. Înainte de 89, educația civică era obligatorie, Constituția României era materie obligatorie. Ar trebui, ca și în ziua de astăzi, Ministerul Educației și Cercetării să se gândească să introducă educație juridică în școli? Sunt mai multe laturi ale educației pe care ar trebui să se pună accent. De exemplu, educația în ceea ce privește antreprenoriatul, să ai câteva noțiuni economice minime de a dezvolta o afacere. Educația sexuală pentru a ști ce ai voie și ce n-ai voie să faci în legătură cu corpul tău. Și educația juridică pentru a ști ce drepturi și ce obligații ai. Se simte nevoia cunoașterii drepturilor, mai ales pentru că legile sunt extrem de numeroase. Iar din dosarele pe care noi le instrumentăm în instanțe, ne dăm seama că oamenii ajung la uneori să aibă contact
cu legea, să nu o respecte pentru că nu o cunosc. Oricum, această scuză nu poate să țină în fața unui judecător. Nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. De aceea, cred că ar trebui mai intensificate aceste ieșiri ale noastre, ale magistraților, dar și profesorii cumva ar trebui să aibă inițiativă. Nu știu dacă curricula școlară poate fi sau nu modificată. Este o strictă decizie a Ministerului Educației, dar noi putem ajuta la acest lucru. Pe când atunci din nou la Beiuș? Când voi fi chemat? Să știți că și acum am fost chemat de doamna notar Carmen Novac, care a urmat chiar un curs de pregătire pentru a preda educația juridică în școli. Eu încerc să ajung în zonă, mai ales că am practicat în zona asta ca și judecător în Oradea și sunt dispus oricând cu drag, în funcție de agenda. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult. Vă mulțumesc. Sănătate, numai bine. Da. Bun. Doamna notar, despre inițiativa pe care ați avut-o de a-l invita pe domnul judecător Cristi Danileț, promotorul educației juridice în instituțiile de învățământ. L-am invitat pe domnul Cristi Danileț, întrucât el este promotorul educației juridice în școli. Am urmat un curs pe care l-a susținut dumnealui împreună cu alți magistrați și persoane de specialitate la București pentru a preda educația juridică în școli. L-am invitat întrucât, după cum știți, sunt vicepreședintele Asociației Micul Beiușan și pe partea de voluntariat încercăm să schimbăm câte ceva pentru copiii din Beiuș, pentru copii și tineri. De ce? Pentru că trebuie să ne implicăm social pentru semenii din jurul nostru, trebuie activ să facem câte ceva pentru cei de lângă noi. Nu doar să așteptăm ca ceilalți să facă lucruri bune, trebuie fiecare dintre noi să ne implicăm. Și aici consider că pot și eu să mă implic să ajut tinerii și copiii din comunitate în a fi mai aproape și a cunoaște mai îndeaproape noțiunile juridice. Deci Asociația Micul Beiușan nu se ocupă doar de cei mici, ca să spunem așa, și de cei mai mari. Da, da, pentru că Asociația Micul Beiușan vrea mai mult pentru copii. Avem mai multe obiective. Într-adevăr, noi eram cei care aduceam teatru, făceam carnavalul personajelor de poveste de vreo 3 ani deja și multe alte activități, concerte de jazz și altceva, dar vrem să ne implicăm în tot ce înseamnă viața lor și primim feedback de la copii că le place activitatea noastră și pentru că sunt de profesie notar public, am o specialitate juridică, cred că pot să dau și eu ceva din cunoștințele mele celorlalți. Iar generația nouă, dacă va dobândi niște cunoștințe juridice încă din școală, e evident că va fi o generație mai bună, care își vor cunoaște limitele, drepturile în societatea unde vor activa. Pe când următoarea activitate de acest gen și dacă doar la Liceul Vocațional Pedagogic? Acesta a fost un program pilot. Această oră a fost încadrată în acest program pilot. Evident că scopul nostru declarat este de a continua acest program, de a face pe partea de voluntariat mai multe ore de educație juridică și evident o vom face de aici încolo în funcție de disponibilitatea unităților de învățământ, de programul și structura orelor, pentru că nu putem să intrăm peste alte ore, ci ideea ar fi de o oră de facultativă în care cei interesați să participe și cei care doresc să cunoască câte ceva despre drept. Cum te trec pe burtieră, președintele Asociației Micul Beiușan sau? Carmen Noval, notar public, vicepreședinte. Vicepreședinte. Că zice. Okay. Așa. Nu vă încurcăm. Nu. No.